Industria zahărului românesc a trecut în ultimii ani prin numeroase transformări. Cea mai recentă a avut loc chiar toamna aceasta, când fermierii au început să livreze din nou sfeclă de zahăr pentru fabrica din Luduș. Preluată anul acesta de doi antreprenori români, fabrica de zahăr din județul Mureș a reluat producția, iar evenimentul a fost marcat printr-o vizită a ministrului agriculturii Florin Barbu. Am descoperit că este un domeniu de activitate și că erau la vânzare cele două fabrici. Prima a fost cea de la Bod, apoi cea de la Ludu și de aici toată lumea știe istoria. Ce este cel mai greu în industria zahărului? Foarte multe lucruri. Te confrunți cu o grămadă de provocări. Frumos în industria asta, poate că determinarea unor oameni de a scoate ceva imposibil. Este cea mai grea dintre tot ce se face în România și nu numai în România, ca și industrie vorbim, este cel mai greu proces tehnologic și atunci ai satisfacția. Ați văzut câte motoare, câte utilaje, câte lucruri angrenează producția de zahăr și atunci ai satisfacția că ai făcut ceva imposibil. Ce mi-a plăcut foarte mult în fabrica de la Luduș, mi-a plăcut tehnologia, mi-a plăcut partea de digitalizare a Ludușului, acestui unități de procesare, mai mult de atât rentabilitatea cu care se lucrează, pentru că fabrica de la Luduș produce cantitatea de energie prin acele echipamente care le are pentru a avea autosuficiență în fabrică. Este un lucru foarte important și consider că trebuie să sprijinim acest sector. Mă bucur foarte mult că începerea producției de zahăr la Luduș practic arată patriotismul economic pe care noi trebuie să-l avem ca români și ca stat al României. Procesul prin care sfecla de zahăr este transformată în produs finit este un proces complex, iar investiția într-o astfel de fabrică este uriașă. Care sunt pașii ce trebuie parcurși pentru obținerea unui zahăr premium, am aflat de la unul dintre cei mai vechi specialiști din România, Sergiu Marinescu. Am lucrat numai în fabrici de zahăr. Până în prezent am ieșit la pensie, acum sunt chemat aici ca și consultant ca să pun și eu umărul la pornirea acestei fabrici și la dezvoltarea ei în continuare, măcar cu idei, cu susținerea unor idei, susținerea, pentru că văzând lucrurile care sunt aici, locurile care ar trebui îmbunătățite, locurile înguste, locurile care ne pot permite o dezvoltare, după părerea mea, între etape, în prezent, ca să consolidăm această poziție, să aducem fabrica la 4.000 de tone, apoi în următoarele etape să putem să depășim aceste 4.000 de tone, să ne îndreptăm spre 5.000 de tone și dacă se va observa o intenție a cultivatorilor de a ne produce această materie primă încât să putem avea 400.000, chiar 500.000 de tone de sfeclă, atunci investiția în mărirea capacității la nivel de 6.000 s-ar justifica. Îndepărtarea impurităților din sfeclă. E vorba de impurități minerale, impuritățile vegetale și tot sistemul ăsta pe care îl vedeți dumneavoastră aici este gândit pentru această operație. Sfecla intră în acest tambur, are loc o primă fază a spălării, după care urmează îndepărtarea unor corpuri, dacă apar metale, se îndepărtează printr-un sistem de colectare cu electromagnet. Mai departe intră în separatorul de piatră pe care îl vedeți acolo în rotație. După aia există un separator de corpuri ușoare, deși tot ce plutește de vorba de partea vegetală. Și la sfârșit merge într-o mașină de spălat care produce acea barbotare, cu niște brațe ca să spele mai bine specla și la sfârșit
printr-un duș puternic de apă, are loc o finisare a spălării, separarea apei respective de spălare și specla este dusă în procesul de tăiere. Sunt tăiței produși în mașinile de tăiat. Ei sunt cântăriți înainte de a fi introduși în acel opăritor pe care l-am văzut afară. De acolo vor veni în acest utilaj care se numește difuzor. Sunt pompați în acest utilaj de unde vom extrage zeama de difuzie. După acest tratament merg în următoarea fază, unde vom crea acele cristale de carbonat de calciu datorită tratamentului pe care îl facem cu dioxidul de carbon. Aici avem filtrele pentru zeama de saturație a doua, de carbonatare a doua, și această culoare galben pai este rodul muncii noastre în purificarea zemurilor. Dar pentru că ea are concentrația mică, 15 grade Brix, cum spune noi, trebuie să o concentrăm. Concentrarea se face prin evaporare. Are loc o însămânțare cu pudră de zahăr în soluție de alcool izopropilic, după care apare, este fenomenul de nucleație. Se introduc acești germeni de cristalizare în aparat și are loc fenomenul nucleație. Deci, în soluția respectivă apar cristale care vor crește prin adaosuri continui de sirop și zaharoza din siropul respectiv se depune încet, încet. Pregătirea siropului concentrat la 82 grade Brix înaintea introducerii amorsei. Deci el are condițiile optime de suprasaturație, astfel încât introducând această amorsă în siropul respectiv să cristalizeze. Amorsa, practic, există o cantitate de zahăr, pudră, introdusă într-un alcool izopropilic. De ce? Ca să poată să fie ușor dozată, și dar se poate introduce și numai pudră simplă. Deci, practic, ai două posibilități. Ori introduci o cantitate de cristal încât să știi că aia e densitatea optimă din masa respectivă pe care copiii pe care îi crești, așa, sau poți să induci, să faci șoc termic sau anumite, sau prin inducție, bagi cantități mai mici de... Dar asta contează foarte mult în timpul de fierbere. Noi am găsit că asta este cea mai eficientă metodă de a obține un număr calculat de cristale în masa respectivă. Merge în următoarea fază de uscare. El este deocamdată umed, are cam 0,8 umiditate și merge în faza de uscare. Pe fiecare fază a procesului tehnologic, noi verificăm parametrii siropurilor, a produselor, astfel încât ele să se încadreze în
limitele tehnologice, adică acei parametri care trebuie realizați și obținuți în cadrul procesului tehnologic. Purificarea trebuie să îndeplinească anumite condiții, astfel încât acele nămoluri să se separe. Dacă nu le îndeplinesc aceste condiții, atunci nămolurile nu se separă, ajunge zahărul să fie închis la culoare. Deci toate lucrurile astea puse cap la cap. Aici se termină drumul zahărului din sfeclă până la clientul final.